Bună, dragi prieteni, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisecaru. Ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit, invitat special. Astăzi, un nou prieten, de-al meu și sper că și de-a vostru în foarte scurt timp, ne va vorbi despre o metodă pe care el o aplică, o metodă terapeutică care ajută trupul, sufletul, dar și mintea. Bine ai venit, Iulian! Bună să ne fie inima. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ai venit și vreau să intrăm direct, pentru că avem multe de discutat. Okay. Uh, și sunt sigur că vor fi foarte interesanți cei care ne urmăresc. Ești medic, da. să luăm de aici. Da. Uh, dar pe lângă partea de medicină alopată, cum se spune, cea pe care o aplică acum toată lumea, modernă, te-ai dus și către medicina tradițională. Ce te-a atras către această parte a medicinii? Păi o să fac așa o scurtă trecere în revistă. Încă de când eram copil am fost preocupat de partea nevăzută a vieții. Adică îmi adresam întrebări încă de copil în legătură cu cum e cu viața asta dincolo de ceea ce se vede. Apoi mai târziu am simțit această chemare să învăț medicină pentru că undeva în adâncul sufletului meu era ideea asta de a-i sprijini pe ceilalți. Hai să spunem a ajuta, deși nu cred foarte mult în ideea asta de a ajuta. Sau în exprimarea asta. De fapt, fiecare se ajută pe el însuși. Noi putem doar să sprijinim procesul pe care cineva se ajută pe el însuși. Și am ajuns să fac medicină, însă foarte devreme, chiar în timpul facultății, am prins jumătate de facultate înainte de evenimentul din 89 și jumătate după când au început să se deschidă anumite canale de cunoaștere, această preocupare a mea legată de ceea ce nu se vede încă în legătură cu viața și cu omul, cu corpul lui, a fost completată de niște cunoștințe care m-au făcut să mă deschid și să citesc și să aflu multe informații legate de partea nevăzută a ființei umane, adică de acea parte energetică, de acea parte emoțională, psihosufletească, cum vreți să-i spunem. Și atunci, încă dinainte de a absolvi facultatea de medicină, am fost preocupat la început despre ceea ce numim medicină alternativă sau medicine tradiționale, cum sunt medicine ayurveda, medicina tradițională chineză, tehnici de meditație, tehnici de, de modelare prin a energiilor și am început să activez în acest domeniu, și pe măsură ce timpul trecea și acumulam oarecare experiență, am ajuns, bineînțeles, la concluzia, la care a, această concluzie astăzi este aproape unanim acceptată, că, virgulă, cauza tuturor problemelor românești se află, de fapt, în emoțiile și în mintea noastră. Așa este, ai perfectă dreptate și de aceea mie îmi place, tu mi-ai spus la un moment dat că ai o abordare holistică. Ce înseamnă această abordare holistică a vieții a bolii, a omului în general. Păi, holistic vine de la cuvântul englezesc hall, care înseamnă întreg. Asta înseamnă când am de-a face cu o ființă omenească, dar nu numai, cu o ființă, nu o văd doar din punct de vedere al trupului, al corpului, da? O văd ca fiind un tot unitar, în care există și un trup, există și o parte a emoțiilor, există și o minte și gânduri, și dincolo de toate acestea, o esență care, de fapt, ne definește pe noi toți. Așa este și. Uh, la un moment dat mi-ai spus că vrei să ajungi sau ar trebui să ajungem la un echilibru. Un echilibru care ne-ar putea aduce către însănătoșire, care să ne uh, regenereze și, la un moment dat, uh, chiar să ne vindece. Cum crezi că putem ajunge la acest echilibru? Pentru că viața este așa cum o avem fiecare, cu urcușuri, coborâșuri. Nu cred că cineva ar avea o viață lină. Cum crezi că putem ajunge la acest, acest echilibru? Aș, înainte să răspund efectiv, aș spune că există, să spunem, trei categorii de oameni. O categorie de oameni care trăiesc și pur și simplu nu se gândesc la absolut nimic în ceea ce privește sănătatea lor, pentru că nu îi deranjează ceva anume mulți oameni tineri sau pur și simplu, oameni care încep să se preocupe de sănătatea și de starea lor de bună funcționare și atunci fac lucrurile preventiv și oameni care deja au probleme de sănătate manifeste care deranjează. Da? Practic, oamenii, din păcate, devin deranjați doar atunci când ceva începe să nu funcționeze bine. Da? Mai ales la durere. Exact orice fel de neplăcere, disconfort până la durere, da? Deci, în general, această aventură a ființei umane pe pământ este caracterizată de semiconștiență sau inconștiență. Se trăiește conform, cum să spun, paternului, conform felului în care mintea este preprogramată și doar atunci când apare o suferință sub formă de disconfort sau durere, mai ales fizică, atunci e un semnal de alarmă pe care omul îl percepe și începe să caute ceva. Prima dată, caută pe cineva care să-i rezolve problema, la nivelul unde are disconfortul. Apoi, dacă este dat, caută mai departe, într-un loc mai adânc, adică în zona de felul de, de a funcționa al minții. Acum, dacă ar fi să facem o filozofie practică aplicată asupra vieții, am putea spune că oamenii suferă suferă din cauza lipsurilor. Da? De fiecare dată când un om se plânge de ceva sau constată că în viața lui ceva nu e în regulă, de fiecare dată acelui om îi lipsește ceva. Pot să-i lipsească resurse materiale, de exemplu bani sau, nu știu, un adăpost sau hrană. Poate să-i lipsească iubirea. Pot să, poate să-i lipsească aprecierea venită din partea celorlalți, a societății. Poate să-i lipsească uh, stima de sine. De fiecare dată lipsește ceva. Acest sentiment de lipsă este de fapt, să spunem așa, boala neamului omenesc. Așa este. Da? Și acest sentiment de lipsă se traduce într un mod mult mai evident prin dorință. De fiecare dată când ne lipsește ceva, se naște în noi automat dorința de a avea acel ceva. Deci, sentimentul de lipsă este de fapt exprimat prin dorința de a avea ceva. Și dacă mergem mai departe, o să vedem că din 100 de dorințe care se nasc în mintea omenească, probabil că avem capacitatea să îndeplinim sau să împlinim, nu știu, 90, 95, 99, Cam așa sau să spunem, 90, Depinde 90, de fiecare, da? nu? Sau foarte puțin, da? Putem observa că există multe dorințe pe care nu le putem împlini. Și atunci apare în om dorința, plus sentimentul vreau, dar nu pot. Frustrarea, nu? Exact. Și dacă ne uităm în jur, o să vedem Că cei mai mulți dintre semenii noștri trăiesc în acest vreau dar nu pot, care este în sine o suferință, dorință neîmplinită sau împlinită parțial. Asta e o filozofie practică. Ce se poate face? Primul lucru atunci când lipsește ceva. Încă o dată, putem vorbi despre faptul că lipsește uh, sănătate sau lipsește o stare de bine în corp, sau că lipsește iubirea sau aprecierea, care sunt lucruri mai puțin palpabile, dar foarte simțibile. De fiecare dată când vorbim de un sentiment de lipsă, de o dorință pe care nu o putem împlini în acest moment, oamenii, prima tendință, au să meargă să rezolve lucruri în exterior. Adică, cum pot să reglez lucrul ăsta în afara mea? Dacă nu am iubire, să găsesc pe cineva să mă iubească, dacă nu am bani, să fac încă ceva ca să aduc banii în realitatea mea. Însă, un lucru care rămâne oarecum un secret pentru mulți oameni, de pe care îl spunem astăzi aici și a mai fost spus pentru cei care au urechi de auzit este că această situație în care mie îmi lipsește ceva în momentul prezent este datorată felului în care eu am simțit și gândit înainte. Ceea ce înseamnă că dacă eu caut să repar lucrurile în afara mea acum, o fac din același setting emoțional și mental care precedent. Provocat. Care a provocat. Ca urmare, care... oricât mă aș trădui eu în afara mea să găsesc persoana care să-mi aducă iubire sau să găsesc acel ceva care să-mi aducă bani sau recunoaștere, o voi face din același sentiment interior de lipsă pe care l-am avut și înainte și care mi-a creat lipsa. Ca urmare, noul pas, noua paradigmă și îi pășim cu siguranță în acest loc, este să devenim conștienți de faptul că totuși felul nostru de a simți și a gândi inconștient de generează realitatea și că în acest moment în care constat că ceva lipsește în realitatea mea, în viața mea, în mine, să-mi asum responsabilitatea și să spun ce gânduri și emoții pot cultiva eu din acest moment, pentru a genera încet, încet sau mai repede o nouă realitate. Iar acest lucru se poate face în mod practic. Această schimbare interioară. Mi-asum responsabilitatea și schimb ceva în ceea ce privește calitatea gândurilor și emoțiilor. La asta se referă această metodă pe care cumva am descoperit-o sau mi-a fost descoperită și pe care o practic și care aduce rezultate foarte frumoase. Discutăm timp imediat și despre această metodă, pentru că vreau să mai rămânem la câteva principii, să spunem. La un moment dat, într-o discuție pe care am avut-o, mi-a spus că trebuie să avem acces la forța vitală, forța noastră vitală, umană. Cum crezi că putem avea acces? Cum crezi că putem merge mai departe? Nu doar să dăm un imbold, pentru că la un moment dat, știi cum, câteodată avem nevoie de o repornire a motorului, dar câteodată avem nevoie de mai mult, să-l să ținem mai forjat pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Forța asta vitală, de unde vine? Cum o putem accesa? Asta era întrebarea. E o întrebare foarte bună. Și chiar, mă rog, fondatorul acestei metode, Lester Levenson, a explicat lucrul ăsta foarte simplu, foarte clar și mi-am însușit și eu această explicație. Deci, practic, fiecare ființă, așa cum se spune și mulți zi dau din cap și zic da, dar prea puțin să mă înțeleg și aplică, de fapt, noi suntem capabili de aproape orice. Da? Să vorbit mult de capacitatea de funcționare a minții și de cât la sută din capacitatea de funcționare a minții sau a creierului putem dispune. Da? Și spune că un om accesează maxim 10% din capacitatea de procesare a creierului sau a minții, zic eu că e un pic mai corect. Da? Deci ca urmare, dintr-un potențial de 100%, că nu e vorba doar de potențial de computare, nu? e ca și cum creierul ar fi sau mintea ar fi un simplu procesor da? Eu vreau că prin acest procesor, de fapt, noi generăm realitate. Așa, da? Și atunci, dacă eu am teoretic 100% energie disponibilă, eu folosesc maxim 10% dacă sunt un tip genial, sau barul nu genial, un tip Așa deștept. Spune, da? Da? Genialul, într-adevăr, ajunge mai departe. Deci, dacă sunt un om deștept, din categoria de deștept, folosesc să spunem 10%. Da? Deci, asta înseamnă că doar 10% folosesc din această capacitate aproape infinită care este în spatele sau. În, în, în esența fiecărei ființe. Da? Deci, acea forță vitală la care te referi este această energie fundamentală a vieții, care se află în fiecare din noi, însă de care dispunem doar într-o anumită popăție, probabil între 1 și 10% în cel mai bun caz. Întrebarea era cum putem accesa mai mult din această energie vitală, din această resursă infinită, care este esența noastră. Și aici este o corelație foarte bună. Cu felul în care arată interiorul meu din punct de vedere emoțional. Am avut bucuria și plăcerea ca, de a înregistra mai multe emisiuni la, la radio, Radio Integrativ, și am vorbit acolo, am un șir întreg de 11 emisiuni, în care am vorbit despre stările emoționale. De ce aduc vorba despre asta? Pentru că starea emoțională în care mă aflu, dominanta trăirilor mele interioare este cea care îmi permite să accesez mai mult sau mai puțin din această energie vitală. Și au fost descrise la modul simplu de către Lester Levenson nouă stări emoționale, dintre care șase sunt considerate inferioare pentru că sunt blocante și trei sunt considerate superioare pentru că sunt ale, să spune, părții mai aerisite a ființei mele, iar cele șase inferioare le no nominalizez acum pentru acum. o mai bună înțelegere. Deci se pornește de jos, de la apatie, care e înfrățită cu vinovăția și rușinea, care e considerată o stare emoțională prăbușită. Se urcă mai sus către durere sufletească, care de asemenea o stare prăbușită, apoi se urcă către, către frică, care este de asemenea o stare foarte limitată, apoi se merge în starea a patra, care este dorința, care e mai activă, are mai multă energie disponibilă, apoi în furie, care are mai multă energie și mândrie. Da? În acele emisiuni sunt detalii mai multe, nu o să intrăm acum. Ce vreau să spun? În starea emoțională de apatie, vecină cu vinovăția și rușinea, disponibilitatea interioară de a accesa acea energie vitală, adică, altfel spus, acel eu pot, este undeva sub 5%, 2-3%. Pe măsură ce avansăm, creștem din punct de vedere vibrațional, adică ne mutăm într-o stare emoțională superioară, accesăm tot mai mult din această capacitate din această energie vitală, așa cum mi ai spus tu. Astfel încât atunci când ajungem în energia curajului, care este prima din stările emoționale superioare, avem deja undeva un 70% de eu pot. Altfel spus, accesarea acestei energii vitale este corelată cu capacitatea interioară de a întreprinde ceva, adică eu pot. În antiteză, observăm că dacă eu pot este mic, de 5%, nu pot este de 95%. Da? E ca și cum eu aș vrea să fac lucruri, dar am în spate un rucsac de 50 de kilograme. Și orice aș face, nu pot să fac decât puțin. Care ar fi soluția practică? Că filozofie facem de când ne știm. Și da? la practică. Soluția practică este că acest nu pot, este o stare interioară care poate fi văzută și eliberată. Adică ne putem goli de această stare, așa cum golești un butoi sau un borcan. Da? Pe măsură ce nu pot pleacă pentru că este văzut în mod conștient, crește pot. În concluzie, putem accesa mai multă energie vitală crescând pe pot în detrimentul lui nu pot. Foarte interesant. Deci, până la urmă, totul pleacă de la setup-ul pe care îl avem noi în minte, nu? Umplutura interioară. Exact. Și aici știu că la un moment dat mi-ai spus și mi-a plăcut foarte mult chestia asta că a, ești Ființa ta este mai mare decât mintea ta. La ce te referi când spuneai chestia asta? Pentru că de multe ori se spune că conducem mintea sau suntem conduși de minte. Foarte bune întrebări, excelente. Dintre cele mai bune primite vreodată. Deci, hai să vedem în felul următor. Vorbeam de la, porneam de la, de la uh, viziunea holistică asupra ființei umane. Ființa umană este mai mult decât corpul, da? Are mai multe componente, da? Acum, dacă aș desena un ou și în el aș desena un ou mai mic și în el, el aș desena un ou mai mic, aș putea vedea, e o imagine generică, da? Că cel mai mic ou este corpul fizic. Și că după aceea vine corpul energetic, și după aceea vine corpul acesta al emoțiilor, și apoi vine corpul mental, și, mă rog, sunt mai multe corpuri. Sunt descrise foarte clar în în tradițiile clasice, în indiene, chinezești. Dar nu despre asta e vorba. Deci dacă privim ființa umană ca pe un tot unitar, formată din mai multe părți, înseamnă că eu pot observa aceste părți doar dacă mă situez cât mai la periferie. Cât mai sus, ca să zic așa, da? Dacă eu mă aflu în corp și conștiința mea este strict legată de corp și eu sunt identificat cu corpul, N-am cum să văd ceea ce se află, între ghilimele, deasupra corpului. Și atunci, în această metodă, care este de fapt o metodă de autoobservație și de decizie, îmi dau voie să observ componentele mele din locul cel mai înalt al ființei mele. Locul cel mai risit, De la mansardă, de la penthouse. Da? Și atunci spun eu sunt mai mare. Când spun eu sunt mai mare, care sună poate un pic neobișnuit, eu dau o comandă, minții mele, care este gestionarul, practic, este cea care administrează ființa mea, îi dau comanda că mă duc în locul cel mai înalt de unde voi observa și voi decide în legătură cu conținutul interior. Există o parte a minții pe care o putem numi mintea analitică, despre care vorbește și Cartole, care se ocupă cu lucrurile practice din viață. Da? Mintea analitică este mintea aceasta obișnuită pe care noi o folosim în procesele de învățare și în procesele curente ale vieții. Atunci când facem o meserie, când gătim, când ne administrăm viața, când facem curățenie, toate acestea sunt ale minții analitice, de prinderi practice, da? știu să fac, învăț să fac, știu să fac, pun în aplicare. Da? Această minte analitică este excelentă, este ca un robot, ca un supercomputer care poate să învețe foarte mult și poate să facă foarte mult prin intermediul corpului. Însă există un paradox la nivelul ființei omenești. Mintea analitică care s-a înscăunat pentru că noi ne trezim practic cu mintea analitică pusă administrator și credem că suntem asta, s-a înscăunat și vrea să administreze tot în ființă. Și când dă de emoții, face crash. Da? Deci mintea analitică își, își încetează abilitățile când vine vorba de gestionat emoțiile. Pentru că mintea analitică este bazată pe logică, ca orice computer, iar emoțiile nu au logică, conform mintea -mi Și atunci mintea analitică încearcă să proceseze emoțiile și să le rezolve și încurcă și mai tare lucrurile. Ei, în această încurcătură, caută să inhibe sau să reprime emoțiile, considerându-le nenecesare și periculoase pentru sistem. Pentru că mintea analitică are un singur scop, protejarea întregului. Așa este. Da. Sau dorința de supraviețuire. Să nu dispară, să nu se crape sistemul, să nu dispară, să nu moară. Da? Frica de moarte sau dorința de supraviețuire. Și pentru că unica preocupare și țel, unicul cel al minții analitice este supraviețuirea, caută să facă ceva cu emoțiile astea care perturbă. Și atunci le ascunde, le reprimă. Asta e mecanismul curent prin care omul acumulează, de fapt, esența bolii energiile acestea anumite emoții care apar în cursul, în procesul vieții, deci noi înaintăm prin viață și pe măsură ce întâlnim evenimente și oameni, în noi se nasc niște reacții care se numesc emoții. Mintea analitică le vede și spune nu, nu, asta nu e bun, tristețea nu e bună, durerea nu e bună și le împinge, ca să spunem așa, fost un termen simplu, în zona subconștientă nevăzută. Se face că nu le vede. Însă toate aceste energii acumulate în zona inconștientă a minții se vor acumula sub formă unei presiuni interne, care la un moment dat va răbufni. Fie în cel mai bun caz pentru un atac de panică, fie printr-o evacuare emoțională de asta spectaculoasă, fie, din păcate, se vor duce în corpul fizic și vor săpa până vor genera o boală în corp. Și astfel, din buna intenție a minții analice, care vrea să, pă să păstreze sistemul în echilibru, fie, se transformă, de fapt, într-o sursă de îmbolnăvire și de... Perturbare. Mi se pare foarte interesant, și uh, ai perfectă dreptate. Această minte de multe ori uh, face lucruri pe care noi poate nu le-am analizat destul, dar uh, ne duce către zone logice, acolo unde într-adevăr nu mai au loc emoții sau nu mai au loc, uh, eu știu, poate partea sufletească. E, noi, exact cum ai spus, holistic privind, suntem un întreg. Și aici cred că mulți dintre noi ar trebui să ne schimbăm modul în care uh, discutăm despre sănătate, discutăm despre viața noastră. Trebuie să avem în vedere atât logica care ne oferă mintea analitică, cum spune, dar și emoțiile și, până la urmă. Problemele corpului trebuie să le analizăm din toate punctele de vedere. Dragii mei, pentru asta, după o scurtă pauză, care va dura câteva minute, vreau să discutăm despre o metodă pe care ne-o propune Iulian pentru a rezolva holistic, așa cum am discutat, toate aceste probleme. Revenim imediat.